cel bătrân, la facultate de navigație. Și din ce oraș ești? Brăila. Ești din Brăila. Cum, de unde dragostea pentru mare și pentru această meserie? Este evident. Sunt de la Brăila, am crescut lângă Dunăre încă de mică și pasiunea pentru mare a fost ceva interior și încă e. Cum este pentru o fată să urmeze această meserie? Nu-i cu nimic deosebit față de un băiat. În ziua de astăzi, egalitatea de gen este prezentă peste tot. Și consider că o fată poate face față cu ușurință la provocările pe care le propune Academia. Ai în familie membrii care au urmat această carieră? Nu, nu, doar eu. Am fost singura din familie care a zis că trebuie să fac o schimbare. Este greu pentru tine să fii departe de casă? Nu, nu consider că sunt chiar atât de departe față de alți colegi care vin din celălalt capăt al țării. Eu consider că sunt chiar foarte aproape. Ce aspirații ai? Unde vrei să ajungi? La... Este evident. Cât mai sus în grad amiral, vreau să fiu prima fată care ajunge în cadrul acesta, în postura de amiral. Încă o dată numele? Chiru Sabina Gabriela. A zis mulțumesc. De unde ești? Din Constanța. Și de ce ai ales această carieră? Păi totul începe încă din copilărie. Tatăl meu a terminat la rândul său Academia Navală și am trăit cu militarul în casă, cum ar veni. M-am obișnuit la acest mod de viață și am dorit și eu să, ca în viitorul meu să fac același lucru. Cum te-ai simțit astăzi în momentul depunerii jurământului? Foarte emoționată. Nu știam chiar ce înseamnă depunerea jurământului când am venit aici, dar odată cu repetițiile chiar mi-am dat seama cât de important este acest moment în viața mea. A fost mai special decât la momentul repetițiilor? Cu siguranță a fost. Da. Cine a fost alături de tine astăzi? Mama mea, bunicul meu și sora mea. Cum te-ai simțit astăzi la momentul în care ai depus jurământul militar? Emoționat. Mi s-a făcut pielea de găină. Nu mă așteptam. În general, în momentul intonării imnului, simt cam aceeași emoție, dar azi a fost de-a dreptul deosebit. Ați repetat mult până când a ieșit ceea ce am văzut astăzi? Da, am repetat. Suntem aici de 2 luni, ne pregătim pentru acest moment și noi credem că ne-a ieșit destul de bine. De unde ești? Din Oradea. Oh, și ai venit la Constanța? Da. De unde dragostea de mare? Nu știu, aici trage inima. Ce profil ai terminat? Mate Info la Colegiul Național Militar Alexandru Ion Cozan. Și care este visul tău? Să ajung amiral. Ai un vis măreț? Da. Ce mesaj ai pentru părinții care te așteaptă probabil acum să mergi acasă, nu? Vei merge acasă? Da. Primim permisie. După jurământ primim permisie și le urez așteptare plăcute pentru că fac ceva până acasă. Și când veți reveni la cursuri? De duminică seara ne întoarcem, luni începem cursurile. Numele tău? Ripaș Andrei Sorin.